elixirul frumuseții, mezoterapia rituală. Celebrul Aristotel spunea într-una din cugetările lui: frumusețea este mai presus decât orice scrisoare de recomandare, iar Dante Alighieri, frumusețea trezește sufletul la viață. Oamenii caută din totdeauna frumos, pe chip, la trup, în îmbrăcăminte, în natură. Este cunoscut faptul că principala carte de vizită a oricărei persoane este aspectul feței, care nu de puține ori influențează de la prima vedere relațiile interumane. De mii de ani se caută soluții pentru găsirea unor tratamente cosmetice cât mai eficiente pentru înfrumusețarea și întinerirea feței și pentru menținerea în timp cât mai lung a rezultatelor obținute, fără prea mult efort și, mai ales, traumatizante și care necesită perioade mari pentru recuperare. Cheia care deschide poarta pentru obținerea unor asemenea rezultate miraculoase și pentru menținerea lor timp îndelungat a fost găsită în anul 2003 de către doi cercetători în chimie, pentru care s-a și acordat premiul Nobel, se numește electroporație și stă la baza tratamentului denumit mezoterapie virtuală. Ca să înțelegem cum acționează mezoterapia virtuală și de ce tratamentele prin această metodă au rezultate spectaculoase, chiar de la prima ședință, vom explica câteva noțiuni despre electroporație. În ce constă electroporația? Pielea, prin structura ei, reprezintă un înveliș protector, impermeabil pentru apă și foarte puțin penetrabil de anumite substanțe. În consecință, produsele cosmetice aplicate pe piele, având molecula mare, nu sunt absorbite de piele decât în proporție de 5%, având și eficacitatea similară, adică doar 5%. Pentru apariția unor rezultate mulțumitoare, este necesară aplicarea cremelor respective o perioadă foarte lungă de timp și, nu de puține ori, cu rezultate descurajatoare. Mezoterapia, prin electroporație, rezolvă problema ineficacității tratamentelor superficiale, adică aplicate doar la suprafața pielii. Electroporația folosește curentul alternativ cu frecvență joasă, adică impulsuri electrice emise pe termen scurt, cu o durată de câteva milisecunde. Aceste impulsuri electrice determină modificări reversibile în membrana celulelor pielii, care constau în deschiderea unor micropori, microcanale, care merg de la suprafața pielii până în profunzime, în mezoderm. Se deschid în acest fel mii de asemenea canale microscopice prin care substanțele concentrate aplicate pe piele sunt conduse până în profunzime și rămân depozitate acolo sub formă de mici săculeți, deoarece canalele deschise în timpul ședinței de tratament se reînchid la sfârșitul ședinței. În acest fel, tot produsul aplicat pe piele rămâne în mezoderm, de unde se eliberează treptat și continuu, încă 24-72 de ore de la sfârșitul ședinței. Deci, prin mezoterapie, absorbția unui produs concentrat se face în proporție de 95%, rezultatele fiind vizibile și chiar spectaculoase de la prima ședință. Inovația tehnologică o constituie combinarea electroporației cu ultrasunetele, sonoforeza, mărindu-se considerabil eficiența tratamentului. Ultrasunetele au un ușor efect termic, care ușurează penetrarea cât mai profundă, efect mecanic de ușoare vibrații, care acționează asemenea unui micromasaj, efect biologic, îmbunătățesc microcirculația, crește oxigenarea celulelor, îmbunătățesc fluxul limfatic, reduc inflamațiile. Tratamentele care pot fi efectuate prin mezoterapie virtuală sunt multiple. Dintre acestea, amintim: tratamente anti-rid, cu eficacitate dovedită, chiar și la vârste peste 60 de ani, cu efect botox-like. Tratamente de lifting, hidratare. Tratamente antipigmentare pentru pielea cu pete maronii,
pentru persoanele cu exces de melanină care se pătează cu ușurință după expunerea la soare. Tratamente anticuperoză. Capilare spate. Piele foarte sensibilă. Tratamente antiacne. Tratamente pentru slăbit și celulită, pentru persoanele care au depozite adipoase, rezistente la tratamentele obișnuite, în mod special pe abdomen și șolduri. Prin introducerea direct în stratul adipos de soluții concentrate cu efect lipolitic, care dizolvă grăsimea. Contraindicații. Sarcina, alergie la unul din componentele produselor folosite pentru tratament, pacemaker, implanturi metalice, aparat auditiv, proteze dentare, implanturi ortopedice, tuberculoză, epilepsie, cancer, aritmii cardiace, stări acute inflamatorii, febră. Mezoterapia este de peste 500 de ori mai eficientă decât iontoforeza. De asemenea, un procedeu folosit în tratamentele cosmetice. După cum ați văzut, etapele tratamentului de mezoterapie se desfășoară astfel. Se începe demacherea tenului cu loțiunea exfoliantă cu laptele demachiant. După care aplicăm apa micelară, care vine în completarea acestui lapte demachiant. Se aplică serumul și apoi aplicăm gelul împreună cu mixtul de serumuri speciale tipului de ten. Desfășurăm tehnica de mezoterapie prin mișcări circulare pe fiecare porțiune a feței, inclusiv zonele gâtului. Iar la finalul tratamentului, pelicula de gel rămasă se masează ușor, la fel, prin mișcări circulare. Foarte bine. Se loționează din nou cu apă micelară. Se usucă tenul și se aplică crema de final adaptată tipului de ten împreună cu conturul gel pentru ochi pentru a oferi hidratarea necesară. La fel, mișcări circulare. Și gelul special pentru zona de contur a ochii. Mișcări circulare.